Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Interculturală, vom descoperi împreună manifestările și efectele lipsei de solidaritate. O resursă pentru clasa a 6. Astăzi trebuie să-l ajutați pe Paul. A găsit acest evantai în dulapul bunicii și nu reușește să dezlege misterul acestuia. Când a desfăcut evantaiul, lamelele erau scrise cu termeni și definiții. Opriți filmarea. Identificați mai întâi termenii. Ce reprezintă solidaritatea, marginalizarea, discriminarea? Foarte bine! Identificați apoi termenii pe baza definițiilor de pe lamelele evantaiului. La ce se referă a înlătura, a elimina, a îndepărta? Dar neimplicarea, indiferența față de problemele cu care se confruntă ceilalți. V-ați descurcat excelent. Așa că realizați și voi un evantai din hârtie și notați de data aceasta în locul termenului de pe evantaiul lui Paul. Veți scrie definiția corespunzătoare, iar în locul definiției veți scrie termenul specific. Adăugați pe parcursul orei și alți termeni pe care îi descoperiți. Păstrați evantaiul! Pentru a fi sigur că Paul a înțeles ce este solidaritatea sau lipsa de solidaritate, îi propunem să participe la analizarea următoarelor situații. Vă împărțiți clasa în 4 grupe. Fiecare grupă va extrage câte o imagine însoțită de câte o întrebare. Răspundeți la această întrebare. Apoi, reprezentantul grupei va prezenta soluția găsită de voi. Haideți să vedem situațiile și întrebările. Prima situație. Ce ai face dacă un coleg ar fi victima unui incendiu? A doua situație. Cum te-ai comporta cu un coleg care a fost lovit după meciul de fotbal? A treia situație. Cum ai proceda dacă prietenii tăi au nevoie de ajutor? A patra situație. Cum te-ai comporta cu o persoană mai în vârstă? Ați descoperit că solidaritatea trebuie manifestată fără a aștepta o răsplată? Fiecare dintre noi ar putea trece printr-o situație dificilă. Călin vă prezintă câteva exemple în care elevii au dat dovadă de solidaritate. Haideți să urmărim exemplele. Hrăniți un cerșetor. Adoptați un câine vagabond. Plângeți la film. Donați haine. Faceți curat în clasă. Primiți o persoană refugiată. Care dintre aceste enunțuri nu sugerează solidaritatea? De ce? Foarte bine! Rămâneți împărțiți în cele 4 grupe. Fiecare grupă va primi un cartonaș cu o anumită temă. Haideți să urmărim temele. Ești refugiat din Ucraina și ai ajuns în România. Prietenul tău a suferit un accident și este imobilizat. Donezi haine și jucării la Casa de Copii Miracol. Ești un copil care din cauza sărăciei nu mergi la școală. Realizați un dialog pe baza subiectului primit. Prezentați dialogul în fața clasei. Comparați dialogurile. Ce ați observat? Nu putem încheia activitatea de astăzi fără să stabilim o deviză a solidarității. Fii mereu alături, spun eu. Tu ce deviză ai găsit? Până data viitoare, să fiți mereu alături de cei care au nevoie de voi. Pe curând!